simțit că facem un lucru sfânt. Așa, foarte bine ai auzit. Așa, dar de ce e sfânt? Pentru că pacea este ca totul să fie liniștit pe pământ, să nu fie războaie ca acum. Pacea asta este că să fie totul bine, așa, niște motivi. Dar ce bine? Ce ai în vedere să fie totul bine? Că rău? Nu să fie război ca în Ucraina cu Rusia. Pacea este când nimeni nu se ceartă. Și avem nevoie de pace ca să nu ajungem în conflicte mari. Dacă nu e pace, noi suntem în pericol. Nu suntem liniștiți, suntem obosiți. Înseamnă ca să fie liniște, să nu, dacă cineva lucrează și vrea să fie liniște, nu trebuie să faci gălăgie. Ce înseamnă pace? Pace când... Dar cred că despre asta vorbim, că ați aflat despre războiul cel, așa? Probabil, da. Pace când, de exemplu, două state s-au luptat și ei declară pace, adică să fie așa normal, să nu se lupte, să-și împartă chestiile. Un lucru care pe nimeni nu deranjează, adică uneori când citești, numai decât îți trebuie lucrul ăsta. Război atunci când oamenii mor de foame, de fric. Unde dormi? În subsoale. Dar cum ajung acolo? Nu știu, cu o scară sau un topocan. Ce este acolo în subsol? Cred că un ventilator, ca să avem aer, să nu murim de... Da, apă este acolo în subsol? Este, dacă plouă, e mare pericol. De acolo este, suntem protejați. Nu cred că este niște așa... ascunzători, așa niște case, ele se ascund aici. Aoleu, ei da, dar tu de unde știi asta? Mama, noi discutam cu mama ieri. Uh-huh. Dar ce fel de podzemnă-i hot? Cum arată el? De unde el a apărut? Unde era până acum? Așa, undeva sub pământ, care, nu așa care cu scări și înapoi, acolo unde e drumul, da? Așa unde se ascund. Bun, și acolo în acel podzemnei hod, cum spui tu, ce este? Intri și ce? Este întuneric sau cum? Este luminos, sunt ferestre. Cum mișca ca podzemnei hod cu ferestre? E, nu, asta, pur și simplu, leacă mai sus, se dă scările și acolo poți să te ascunzi. Ce înseamnă războiul? Când mulți oameni aduc armament într-o țară și începe să se bată și se ucid. De ce fac eu chestia asta? Pentru chestii pe care eu nu le cunosc. Politică. Război este atunci când noi, când cineva zice că vrea să iei parte ce e de pământ și el nu vrea. Apoi se întâmplă războiul. Uh-huh. Și de la război mor oameni mulți. Da. Dar tu crezi că în prezent există și alte căi de a rezolva problemele decât să te duci să începi a împușca? Da. Ce căi? Să vorbești cu oamenii. Dacă el îți dă voie, apoi lasă să iei o parte. Dar dacă el nu vrea apu, lasă să nu o iei. Dar dacă amândoi nu sunt de acord, apu fac război. Dar război nu e bine să se întâmple. Război este ceva foarte rău. Că război vreau să fure țara. Uh-huh. Dar de ce să fure? Pentru că vreau să ară țara lor. Să fie o țară a lor și fiecare om n-a să știe ce țară are. Război înseamnă când ai 8 și plus, ți-ai luat armă, minigun, tot ce vrei, la război cu tine. Mm-hmm. Dacă vrei, te-ai dus. Dacă nu vrei, ți-ai luat familia, îți fac casa în valiză, ți-o bagi casa în valiză, te-ai dus. Război, de exemplu, când na, o țară declară război pe altă țară. Uh-huh.
De ce? Pentru că vreau pământurile, bogățiile și bucata aia de pământ ca să se facă mai mare. Război e când două țări se luptă, două țări se luptă între ele. Adică, de exemplu, ca acum Rusia și Ucraina. Și este război mondial, când se implică mai multe țări. Cu Laura, când nu ne împărțim cu jucăriile. Da, eu mă enervez la jucăriile aici, trântesc într-o cameră, mă încui acolo și mă gândesc. Așa, deci nu te duci să începi să lovești pe Laura, nu, să tragi de păr. Nu, dar mea. Păi da, așa, foarte tare. Bun, acum, hai să ne... Respir, apoi încerc scuze de la... Mai întâi stau în cameruță, respir, mă gândesc cum să mă comport, cum m-am comportat, încerc scuze de la Laura și ne comportam deja frumos. Așa, acum, ăștia care au început războiul, după exemplu ăsta al tău, ce ar trebui să facă? Ei se duc puțin alături de ei. Așa. Se gândesc cum s-au comportat. Da. Respiră. Da. Apoi se duc în cameră, se duc înapoi lângă ei, se cer scuze și gata, nu mai este război. Nu, asta că ucrainenii au venit în ospiție în Moldova. Ca doi prieteni, Galeo și David. Ții minte pe David, care era la noi de mult și nu mai este. Da, țin minte, așa. Tu cu David când te cerți, de fiecare dată începi să vă bateți, să vă trageți de păr, să vă scoateți ochii. Faceți așa? Nu. Dar ce faceți? Ne îmbăcăm, pur și simplu, deodată. Dar Rusia și Ucraina puteau să facă cumva? Ele trebuie să vorbească, dar nu știu când ele a să discute unul de altul. Crezi că discuția o să fie o soluție bună? Da, discuția să fie o soluție foarte bună. Dacă este un război. Eu cred că pentru a rezolva o problemă fără război există întotdeauna o metodă. Ce metodă? De exemplu, dacă o țară vrea un lucru foarte tare și cealaltă țară iar, n-ar trebui să facă război, dar să împartă acel lucru în jumătate, să fie la mână în jumătate. Cum ar fi o jucărie ta și un copil vrea să iei pe jucărie ta tot. De ce în secolul 21 oamenii ajung să lupte pe front? Cum crezi? Nu exista nicio cale de a... Spune, de exemplu, în anul acela, știi, când era Ștefan cel Mare, știi tu? Au fost un război acolo, știi? Da. Uite, de exemplu, dacă ar fi acolo așa un regen, regele ar decide, adică spune, da, gata, hai să încetăm războiul și dacă celălalt rege de acord, adică batem palma, gata, nu mai facem. Dacă nu e de acord, spunem, gata, o luăm de la capă, nici, pă, gata. De obicei războiile încep cu niște împușcături, nu știu, speciale. Adică un fel de zgomot special care deodată se înțelege că asta e începutul la... război, posibil că și mondial. Trebuie să fie că să discutăm cu Dumnezeu, Dumnezeu să face că să se îmbacă, să vorbească ruși cu ucraineni. Așa să fie mai bine și să fie pace. Să ne rugăm la Dumnezeu să nu mai fie război atâta. Ce rugăm? Să nu mai fie atâta război, pentru că războiul nu e bine să-l faci într-o țară. Ok. Face la tine în țară să fie război, nu la noi în țară. Ce trebuie să facă o țară ca să își mențină pacea, ca să fie mereu pace? Cred că ca să fie pace în țară, eu trebuie să ne rugăm pentru pace. Da. Unde să ne rugăm? La Dumnezeu. Și în afară de rugăciune mai putem face ceva? Nu știu ce să mai facem. Dar chiar și dacă vine copilul și vrea jucăria ta și tu nu vrei să-i o dai, tu îi zici, nu, e jucăria mea. Și copilul, copilul celălalt ce trebuie să facă? Să înceapă să te tragă de păr? Ce trebuie el să facă? El trebuie să mă arage frumos să-i împrumut jucăria. Da. Adică voi trebuie să aveți o discuție.
Nu e ok ca să luăm în această formă, de exemplu, prin război. Mama pâine albă coace și noi zburdăm voios. Pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos!